Bine v-am regăsit la un nou clip la mine pe canal. Vă spusesem eu acum ceva timp că îmi propun să filmez un clip despre educația sexuală. Eram un pic așa îndupit pentru că am observat că YouTube-ul este un pic cam sensibil la diverse subiecte, motiv pentru care nu am putut aproba anumite comentarii și nu voi răspunde la acestea din cauza faptului că e posibil ca YouTube-ul să nu mi-accepte clipul. Îmi doresc ca acest clip să fie unul educativ, să fie informativ. Dar vreau să spun însă un lucru, și cred că este de la sine înțeles, acest clip nu este vorba despre mine ca persoană, nu vorbim despre experiența mea, ci vom vorbi în general despre ceea ce înseamnă educația sexuală. Ce, care ar fi pașii, ce ar trebui să facem, care sunt metodele contraceptive și așa mai departe. Acest clip va fi structurat în trei părți. În prima parte vom vorbi despre menstruație, pentru că da, acesta este debutul, practic, al vieții sexuale. Teoretic, cel puțin așa ar trebui să fie. Voi, vă voi spune ce înseamnă exact menstruația, ce înseamnă exact ciclul menstrual, care sunt fazele menstruației, iar apoi ne vom muta la viața sexuală în sine, și anume metodele contraceptive. Vreau să vă vorbesc despre ele pentru că sunt destule. Sunt convinsă că multe dintre noi nu le știm pe toate, și atunci m-am gândit că ar fi foarte util să vorbesc și despre acest aspect. Iar în ultima parte, voi răspunde la întrebările pe care voi ați avut amabilitatea să mi le lăsați într-un clip. Nu mai știu unde v-am rugat să mi le lăsați, dar oricum. Am primit suficiente întrebări și mi-am dat seama că răspunzând la acele întrebări acopăr mai multe subiecte despre care probabil aș fi putut vorbi la liber, dar am preferat să răspund la aceste întrebări pentru că vin de la voi și vreau să interacționez cu voi cât mai mult cu putință. Bun, acestea fiind spuse, zic să trecem la subiectul numărul 1 și anume menstruația. Ce este așadar menstruația? Menstruația sau ciclul menstrual, și aici o să dezvoltăm un pic subiectul pentru că se face o confuzie, reprezintă o serie de schimbări fiziologice ce apar în corpul unei femei. Prima menstruație, care se numește de altfel și menarhă, poate apărea la fete, în jurul vârstei cuprinse între 11 și 13 ani, ceea ce dovedește faptul că femeia este fertilă, adică poate rămâne însărcinată. Acest ciclu se va continua pe parcursul vieții până. Femeia, până când femeia intră la menopauză, adică în jurul vârstei de 45-50 de ani, poate și mai încolo în cazul, când, în cazul în care sunt norocoase. Ce înseamnă această menopauză? Menopauza reprezintă faptul că rezerva noastră de ovule din organism s-a terminat, adică practic nu mai suntem fertile după apariția menopauzei. Uh, am observat, din păcate, în ultimul timp, că femeile încep să intre la menopauză mult mai devreme. Um, am avut și niște cunoștințe care au intrat de la menopauză în jurul vârst, vârstei de 30 de ani și nu este tocmai bine. Este clar că se datorează și alimentației, și stresului, și vieții cotidiene în sine. Trebuie să mergem la medicul ginecolog și să întrebăm ce este de făcut în cazul apariției menopauzei. Pentru că da, există niște tratamente sau mai bine spus niște pastile pe bază de hormoni ce pot înlocui hormonii care vor lipsi din organism la apariția menopauzei. Acum, încă o chestie pe care vreau să vă zic. Eu nu vă vorbesc în cunoștință de medic, nu am studii de specialitate, vă vorbesc strict în cunoștință de femeie la 32 de ani, care de la apariția primei menstruații a acumulat divers, o mică experiență, nu diversă, că nu e foarte diversă, practic luna ar se întâmplă cam același lucru, dar am un pic de experiență. Ceea ce vă recomand eu, să mergeți constant la medicul ginecolog, măcar o dată pe an, pentru diverse examene, pentru Papa Nicolau, pentru tot ce înseamnă analizele specifice obstetric, specialității de obstetrică și ginecologie, medicul întotdeauna vă va putea da cele mai bune sfaturi. Indiferent de ce spun eu, de ce spun alte fete sau de ce mai auziți prin jur pe la prietenele voastre, credeți-mă că cele mai bune sfaturi le veți primi de la medici. Menstruația în sine este practic acea sângerare vaginală care apare lunar la femeie, ceea ce înseamnă că aceasta urmează să, de, să devină fertilă în următoarele 14 zile. Dacă nu se va întâmpla o sarcină, adică dacă femeia nu rămâne însărcinată, după încă 14 zile, vă vorbesc cu aproximație, acel ovul nefecundat se va elimina și asta înseamnă că reîncepe ciclul menstrual. Acum, dacă vorbim despre menstruație și ciclul menstrual, vreau să vă fac diferența între acești doi termeni și anume. Ciclul menstrual este ceea ce se întâmplă pe parcursul unei luni. Da? Deci nu înseamnă perioada de sângerare. Această perioadă de sângerare se numește menstruație punct. Sunt foarte multe fete, este drept că și eu am făcut aceeași greșeală, care spun mi-a venit ciclul. Nu, eronat, eronat. Nu ți-a venit ciclul, ți-a venit menstruația. Ciclul, că de aia se numește ciclu, este un sau este o serie de factori care se întâmplă între ziua 1 și ziua 28-30, în funcție de la, de, de, diferă de la fiecare femeie. Deci, vă rog, nu mai spuneți mi-a venit ciclul pentru că este incorrect, spuneți mi-a venit menstruația. Menstruația, repet, înseamnă exact acea perioadă de sângerare, punct. După care ciclul își continuă a, cursul. Acum, ce înseamnă acest ciclu? Acest ciclu menstrual este format din patru faze. Prima fază este faza menstruală, care începe în ziua 1, adică în momentul în care sângerarea își face apariția, aceea este faza menstruală și ziua 1 din această fază menstruală. Ea se poate întinde pe mai multe zile. Sunt, suntem cu toatele diferite, suntem organisme diferite, atunci această fază menstruală poate dura între una și trei zile, și se poate duce până la 5, 6-7 zile, și așa mai departe. După ce această fază menstruală se încheie, începe faza foliculară, care ține din ziua 16 până în ziua 14. Bineînțeles că aceste zile reprezintă o medie făcută de medici. Ce înseamnă această fază foliculară? Reprezintă faptul că uterul creează o mucoasă bogată în vasă de sânge și țesut moale, adică endometru. Aceasta este faza în care uh, organismul se pregătește pentru a susține o sarcină. După încheierea fazei foliculare începe a treia fază și anume faza ovulatorie. Anume, din ziua 14 până în jurul zilei 25 organismul începe să, sau mai bine spus, unul dintre ovare, pentru că nu, ovulul nu este eliminat de două ovare, nu. Într-o lună elimină ovulul ovarul stâng, spre exemplu, într-o lună ovarul drept și așa mai departe. Deci, în, începând cu această fază, ovulul este eliminat de unul dintre ovare și începe să străbată așa organismul prin trompele uterine până ajunge în uter. Acolo, teoretic, ar trebui să se întâlnească cu un spermatozoid. În cazul în care acesta nu există, femeia nu rămâne însărcinată și ajungem la ultima fază. Ultima fază și cea cu numărul 4 este faza luteală și este între zilele 25 și 28. Acum... Ovulul rezistă în organism circa 24 de ore. Cum spuneam și mai devreme, în cazul în care acesta nu este fecundat, se ajunge la reluarea ciclului că despre asta era vorba și anume ovulul va fi eliminat alături de mucoasă prin acea menstruație. Ca să concluzionăm, acesta este ciclul menstrual împărțit în aceste patru faze. Sper că a fost suficient de clar această informație și sper ca pe viitor să nu se mai facă astfel de confuzii. Nu, nu o spun într-un sens rău, pentru că și eu am făcut la fel um, aceste, această confuzie pentru foarte mult timp, adică la fel spuneam și eu că mi-a venit ciclul, nu, eronat, 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 dar pentru asta sunt eu aici astăzi, ca să încerc să aduc informații către diferite persoane care probabil nu au acces la ele din cauza, nu știu, că n-au cu cine vorbi, poate că nu au curaj să se ducă la medic, poate părinții nu vor sau nu știu, există o grămadă de motive, dar sper ca prin intermediul acestui videoclip să ajungă la voi cât mai multe informații corecte. Și acum îmi doresc să trecem la partea numărul 2 din acest videoclip, și anume debutul vieții sexuale și metodele de contracepție, pentru că sunt foarte importante. Acum, Debutul vieții sexuale. Am primit foarte multe întrebări legate de vârsta ideală la care ar trebui să fie începută viața sexuală. Nu știu dacă neapărat există o vârstă ideală, și voi răspunde acum la această întrebare pentru că vreau să vă introduc așa un pic în subiectul debutului vieții sexuale. Nu știu dacă există o vârstă ideală. Eu consider că ideal și ideal ar fi după 18 ani, adică după împlinirea vârstei de 18 ani, pentru că ești major, ești stăpân pe viața ta, tu faci cum consider tu că este cel mai bine și nu mai este nimeni responsabil de acțiunile tale. Dar, ținând cont de faptul că lumea evoluează și credeți-mă că am văzut fete pe stradă și mă uitam, zic, mamă, ce, na, ce fată frumoasă, ce domnișoară, ce femeie, practic, că aici a fost socul meu, și am intrat în vorbă și am întrebat-o, câți ani ai? 13. What? Da. Ținând cont de acest aspect că lumea evoluează, fetele ajung să aibă un fizic de femeie mult mai devreme decât se întâmpla în trecut, cred că ar fi bine ca măcar după 16 ani. Nu vreau să spun nimănui ce are de făcut, dar am fost întrebată și o să vă dau părerea mea. Eu zic că după 16 ani este cât de cât ok. Repet, ideal ar fi după 18, dar na, fiecare știe mai bine. Înainte de 16 ani nu cred că ar fi bine, pentru că în primul rând e posibil ca organismul să fie, să fie pregătit, ținând cont că sunt fetițe, spete, cărora le apare acest ciclu menstrual în jurul vârstei de 11 ani, Teoretic, organismul ar fi pregătit. Dar nu uitați că în afară de fizic există și psihic. Chiar dacă organismul este pregătit, eu nu cred că psihicul este pregătit absolut deloc. Trăiți-vă copilăria. Sunt foarte multe fete care, din păcate, ajung să facă acest pas din cauza anturajului. Și o să vă spun exact la ce mă refer. Sunt fete care sunt înconjurate sau se află într-un grup de prietene care sunt bullied. Adică Într-o expresie nu tocmai academică se face mișto de ele, în sensul în care, a, tu ești virgină, ha, 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 fraiera de tine, ai mă ce naiba. Nu mai aplicați urechea la astfel de cuvinte. Gândiți-vă că acest pas se întâmplă o singură dată în viață. Și asta chiar se întâmplă o singură dată în viață. Nu e ca la nuntă, zice, a, mă mărit odată și nu, e posibil să te măriți de mai multe ori. Băi, dar să-ți începi viața sexuală, credeți-mă că asta este o singură dată în viață. Nu există cale de întoarcere. Gândiți-vă foarte bine. Nu stați să aplicați urechea la X, la Y, că a făcut o nu știu ce baie, că ce minunat a fost. Nu. Dacă nu sunteți pregătite psihic, indiferent de partener, acel moment poate fi un fail total. Gândiți-vă foarte bine. Vă rog, faceți acest pas exact în momentul în care considerați voi că sunteți pregătite și vi-l doriți ce înseamnă a dori acest lucru, că probabil nu știți că vă doriți chestia asta, din punctul meu de vedere, trebuie să fii într-o relație stabilă. Să-l cunoști pe partenerul tău, să, să știi că va avea grijă de tine, pentru că trebuie să știe domnul ce face pe acolo. Trebuie să, să fii convinsă că el este partenerul cu care tu îți dorești să începi viața sexuală. Adică ai putea să te gândești la faptul, să gândești foarte în viitor și să te întrebi la un moment dat, dacă ar putea fi soțul tău. Pentru că simți când un bărbat are într-adevăr grijă de tine și te iubește cu adevărat. Trebuie să aveți foarte mare grijă la partener. Dacă te-ai hotărât totuși să-ți începi viața sexuală, vreau să vă spun un singur lucru și o să, nu știu, imaginați-vi-l scris pe ecran, dacă nu cumva o să-l scriu eu, cu majuscule, protejați-vă, protejați-vă, vă rog, din toată inima. Și nu mă refer neapărat la sarcină, bineînțeles că ăsta e aspectul cel mai important, dar sunt atât de multe boli cu transmitere sexuală de poate nici nu vă imaginați și soarele nu e de acord cu mine, la care trebuie să vă gândiți. Nu... Deci există bărbați, băieți, bărbați care spun hai lasă pisică, că nu folosim noi prezervativ, că nu, nu ne trebuie, că eu sunt safe, că eu am alergie eventual, băi, deci nu suport bărbați, eu am alergie la prezervativ, zău. Ia dă tu, hai să desfacem un, un prezervativ și hai să te frec aici un pic, în, sau să-l ating de piele ca să fiu mai delicată. Aici, lângă palmă, hai să-l punem așa, să facem contact cu pielea ta, păi și dacă te înroșești, chiar o să te cred că alergie, frate. Că dacă nu, du-te naibi, da? Deci nu mai credeți bullshit-ul ăsta, pentru Și acum YouTube o să mă... Nu mai credeți în peniile astea, vă implor, nu le mai credeți. Astea sunt vrăjeli. Vrăjeli. Poate în, în, euforia momentului o să spui, hai, hai, că dată nu o să se întâmple nimic. Ești tânără. Abia ți-ai început viața sexuală. Habar n-ai probabil când ești la ovulație. Sau habar n că tipul este bolnav, pentru că nici el n-are habar. Eu nu spun că eu, ei o fac cu răutate sau ceva. Păi da, e posibil să ai o boală cu transmitere sexuală și sunt o, o grămadă, o grămadă, nu o să intru în subiectul ăsta acum, pe care o poți lua, uite așa, pentru o dată. Merită? Nu. Garantat nu merită. Încă o dată, gândiți-vă foarte bine când vreți să faceți acest pas și protejați-vă. O să intrăm în, imediat în subiectul metode contraceptive, dar cel mai important lucru, protejați-vă. Deci... Credeți-mă, nu veți regreta dacă mi-ascultați sfatul ăsta, mai rău veți regreta dacă veți afla în timp că ați contactat o boală cu transmitere sexuală și eventual vă va produce infertilitate, pentru că da, se poate. Și gândiți-vă tot așa în viitor, dacă vreți să riscați apariția unei sarcini pentru o noapte. Vă garantez că nu. Asta vă spun așa din perspectiva unei femei mai mature, în comparație cu fetele mai tinere care mă urmăresc acum, credeți-mă, Că am atâtea persoane în jurul meu care se chinuie să obțină o sarcină și nu pot. Nu spun neapărat din cauza vreunei boli, dar există și credeți-mă că a devenit foarte complicat să obțină o sarcină în zilele de azi, din cauza factorilor menționați mai devreme stres, oboseală, alimentație și așa mai departe. Gândiți-vă foarte bine la acest aspect. Acum vreau să trecem la metodele contraceptive. Prima metodă este una bine cunoscută și probabil cel mai des folosită, din păcate, și anume metoda retragerii. Ea are o denumire în latină, dar nu o voi folosi, repet, din cauza sensibilității YouTube-ului. Ce înseamnă asta? Că... Um, organul masculin este retras din organismul femeii exact înainte de ejaculare. Prin această metodă, rata de prevenție este de doar 75% și cred că este mai mult decât logic și evident că nu te apără sub nicio formă de bolile cu transmitere sexuală. Deci asta este o metodă așa, nu știu, aș folosi-o deja probabil într-un într cuplu care este deja căsătorit și vrea să elimine uh, apariția unei sarcini, dar fără alte metode, adică atunci când te căsătorești, că nu știu dacă e un lucru foarte bine și eu nici eu nu l-am știut, uh, trebuie să prezinti niște analize, cum că trebuie să dovedești că nu suferi de vreo boală, gen HIV și așa mai departe. Așa că teoretic un cuplu căsătorit știe deja că nu este bolnav și atunci, atunci această metodă ar putea fi utilă. Metoda cu numărul 2 sunt anticoncepționalele orale. Probabil și acestea sunt la fel de, de des folosite, ele au o rată de prevenție între 90 și 95%, dar, 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 nu le luați de capul vostru, sub nicio formă, niciodată, ever, ever, nu că a luat gigica, nu că a luat vasilica și că ei e bine și că lui vasilica la fel e bine, nu. Fiecare suntem diferite, duceți-vă la medic pentru că în baza unor analize hormonale, medicul va ști foarte bine ce anticoncepționale uh, vor fi vouă bune. Bineînțeles că, la fel, aceste anticoncepționale nu te protejează de boli. O altă variantă și cea cu numărul 3 ar fi dispozitivele intrauterine. Acum, astea pot fi pe bază de cupru sau pot fi uh, hormonale. Nu am nici eu foarte multe informații despre acestea. Oferă o rată de prevenție a sarcinilor foarte bună, undeva la 99%, dar, uh, la fel, nu te protejează de boli. Nu o să mai insist, adică, ba, da, o să insist ca să vă intre aici la cap și să știți să alegeți ceea ce e mai bine pentru voi. La fel, astea sunt făcute în cabinetul medicului ginecolog. Dacă vorbim de sterilet, clar va fi un uh, dispozitiv care se va introduce de acesta, sau dacă sunt uh, dispozitive hormonale, la fel trebuie să vă recomande el. Eu doar v-am menționat această variantă ca să știți că există. Diafragma este și ea o metodă contraceptivă, ea trebuie să fie introdusă în vagin pentru a bloca spermatozoizii să intre în uter, oferă o rată de prevenție de 80-90%, deci nu una dintre cele mai bune, spre deosebire de dispozitivele intrauterine, dar sunt ea o metodă la fel, nu protejează de boli. O altă metodă de care vă, vă jur că eu n-am auzit în viața mea se numește implantul contraceptiv. Oferă o protecție îndelungată și conține progestin. Acesta este eliberat pe parcursul a 3 ani și oferă o rată de prevenție de 99,99%. ,99%, deci este extraordinar, dar. Nu protejează împotriva bolilor. Nu știu să vă dau mai multe detalii despre acest tip de implant, habar n-am, dar merge, mergeți la medic, că sunt convinsă că vă va învăța și veți putea alege alături de medicul vostru o soluție foarte bună pentru voi. Ar mai fi și spermicidele care oferă o eficiență bună doar în cazul în care sunt folosite alături de alte metode contraceptive. Nu știu ce să zic despre asta, ținând cont că trebuie folosită, folosite două metode în același timp cred că ar fi mai, mai ok să folosim doar una. Acum, bineînțeles că fiecare face cum dorește. De asemenea, am mai putea discuta și despre inelul vaginal. Acesta este un dispozitiv care se introduce în vagin și poate fi ținut acolo până la 3 săptămâni. Um, conține aceiași hormoni ca și anticoncepționale. Deci, practic, este o metodă, dacă nu vrei să iei anticoncepționale, este o metodă pe o perioadă determinată, 3 săptămâni. Acum, la fel, nu protejează de boli, Depinde ce tip de viață sexuală aveți, pentru că trebuie să o luați în calcul și acest lucru în momentul în care vă gândiți la o metodă contraceptivă, eliminând, bineînțeles, prezervativul. Um, aș vedea folosite anticoncepționalele orale atunci când avem o, o viață de cuplu stabilă și o viață sexuală activă în mod constant. Dacă vorbim de one night stand-uri sau partii sporadice, poate n-ar fi tocmai indicat să luăm anticoncepționale lunare. Una dintre cele mai drastice metode de contracepție, din punctul meu de vedere, este sterilizarea. Pentru că, da, există și la oameni. Știm cu toții că există sterilizarea la animăluțe, dar, da, există și la oameni. Asta este o metodă foarte dificil de făcut, adică mă refer că ți este, cred că, foarte greu să o iei, să, să ajungi să faci această sterilizare, pentru că este permanentă. Nu poți da înapoi. Ce înseamnă această sterilizare? La bărbați se numește vasectomie și constă în secționarea tuburilor ce transportă sperma, iar la femei înseamnă secționarea trompelor uterine. Din punctul meu de vedere, nu e o metodă la care eu aș apela neapărat, dar fiecare știe mai bine și va alege metoda potrivită pentru el. Apoi ar mai fi o variantă, și anume contracepția de urgență, sau, cum o știm cu toții, pastila de a doua zi, pilula de a doua zi și tot felul de denumiri de genul ăsta. Dacă ai avut un contact, un contact sexual la care nu te-ai așteptat și consideri că ai putea rămâne însărcinată, adică acest contact sexual s-a aflat în perioada de ovulație, există acea pastilă care se ia parcă în 24 sau 48 de ore de la contactul sexual, și în cazul în care o sarcină s-ar putea implanta, aceasta va fi eliminată. Nu aș recomanda-o, nici nu știu de câte ori în viață poți să ia această pastilă, nu am această informație, întrebați medicul, dar e clar că este probabil o doză șoc de hormoni, ceea ce nu cred că este tocmai util pentru organism sau utilă, dar decât să rămâneți însărcinate și să faceți apoi un avort, mai bine folosiți pastila de a doua zi sau contracepția de urgență. Și ajungem la ultimele două variante, prezervativul masculin și feminin, pentru că da, există și feminin. Clasicul balon sau mă rog, cum mi s-o mai spune, este cel mai safe. Te protejează de sarcină, te protejează de boli, te protejează de ce vrei tu. Există tot felul de variante adusese mai devreme în discuție faza că pot exista alergii. Probabil mulți spun la vrăjală, dar, dar asta nu înseamnă că nu există și bărbați care pot avea alergii la latex. Dar nu vă temeți, nu vă temeți pentru că există și prezervative fără latex. Adică, acest subiect poate fi foarte ușor rezolvat. Folosiți, din punctul meu de vedere, prezervativul. Nu ți afectează organismul cu exces de hormoni. Te protejează de boli, așa cum spuneam. Nu văd motivul pentru care nu ai putea să, sau nu, nu ți-ar plăcea să folosești prezervativul. Sunt tot felul de discuții din ce am observat. Că mă ustură, că pe domnul nu știu ce îl deranjează. Este cel mai, safe, cel mai safe dintre toți. Iar riscul de a se rupe este unul mic, mic de tot, dacă nu cumva, hai să nu zic imposibil, că nimic nu e imposibil pe lumea asta, dar din punctul meu de vedere este cel mai, cea mai bună variantă și mă refer aici la cel masculin, pentru că da, există și prezervativul feminin care se introduce în vagin, dar din ce am înțeles eu, are mai multe șanse de a se rupe. Acum că am terminat și cu metodele contraceptive, cu debutul vieții sexuale, sper că am atins așa mai multe puncte, dar în cazul în care nu am făcut-o, acum voi începe să răspund la întrebări și probabil voi atinge subiecte care ar putea fi de interes. Să-mi iau telefonul și să începem. Nici nu mai știu dacă am apucat să mă uit pe întrebări. Mi se pare că da. Ia să vedem. O să le iau așa într-o ordine uh, aleatorie. Prima întrebare vine de la Bianca Gherase. Sper să nu pocesc vreun nume. Spune super subiect, abia aștept ce părere ai despre anticoncepționale. Am o părere bună, dar în momentul în care viața de cuplu este una stabilă, cum spuneam și mai devreme. Dacă e una sporadică, nu. Nu văd rostul de ce te-ai încărcat de hormoni când poți folosi foarte ușor prezervativul sau orice alte metode care sunt de moment. Repet, am luat și eu anticoncepționale, dar am luat-o în momentul în care uh, aveam o relație stabilă. De la Sandra Niculaescu, cum spune așa, prima întrebare, ce părere ai despre faptul că nu se studiază educația sexuală în licee? Cea mai proastă părere ever. Mi-aduc aminte că atunci când eu eram în liceu, au fost așa mici tentative de educație sexuală, în sensul în care veneau cei de la Always, parcă... Da, știți cu acele pachete și puneau, îți puneau absorbantele pe masă și băieții, ha, 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 ha. Deci nu. E clar că, probabil, copiii nu sunt pregătiți pentru educația sexuală din cauza părinților. Pentru că, de foarte mulți părinți, acest subiect este considerat unul tabu. Ori n-ar trebui să fie așa. Pentru că noi suntem responsabili până într-un punct, bineînțeles, și acum vorbesc din perspectiva de părinte. Suntem responsabili pentru ce alegeri va face copilul nostru. Numai bine am preferat noi să trecem peste orice fel de sentiment de rușine care n-ar trebui să existe pentru că viața sexuală este un lucru normal. Este un lucru normal așa cum bea, așa cum mănânci. Este fix același lucru. Face parte din viața noastră. Nu știu de ce este un subiect atât de, de băgat sub preș de ascuns. Trebuie să vorbim cu uh, cei mici pentru a-i iniția în astfel de chestii, pentru a nu le fi rușine să, să asculte, probabil, ora de educație sexuală, pentru că ăsta cred că e unul dintre motivele pentru care nu există pentru că mulți ar râde sau uh, ar ironiza persoana care vorbește, dar uh, nu sunt pregătiți de acasă de către părinți și din cauza asta există atât de multe greșeli care se fac. Sarci nedorite, avorturi la Vârste la care probabil ar trebui să te joci cu păpușile. Bineînțeles, aici nu vorbesc de violuri sau nu, vorbesc de un act consimțit, nu vorbesc de tragedii. Um, fete care habar nu au ce să facă, um, habar nu au cum să se protejeze. Ar trebui introduse de urgență, din punctul meu de vedere, această educație în școli? De ce nu? Pentru că așa cum spuneam, lumea evoluează, tinerii cel puțin, uh, cu viteza uh, luminii. Ar trebui introdusă cât mai repede. Întrebarea numărul 2. Ce măsuri crezi că ar fi necesare ca educația sexuală să nu mai fie un subiect tabu? Uite, -am, nu văzusem întrebarea ta numărul 2, dar cred că am răspuns mai devreme, implicarea părinților acasă. Nu uitați, părinți, vă rog, implicați-vă și discutați cu cei mici sau cei mai mari sau adolescenții voștri despre uh, viața sexuală, pentru că, dacă nu, tot noi, părinții, vom trage în cazul în care. Uh, progenitura în cazul în care uh, copilul a face vreo greșeală. Întrebarea numărul 3. Ai participat vreodată la seminarii despre educația sexuală? Uh, seminarii nu, așa, ți-am zis, câteva ore prin liceu, dar cam atât. Întrebarea numărul 4. Ce părere ai despre, uh, cum să pronunți acest cuvânt ca să nu mă ia YouTube-ul, despre diverse comunități din care fac parte diversi oameni cu diverse orientări sexuale. Uhu, mi-a ieșit! Înțelegem cu toții la ce, la ce se referă Sandra. Uh, nu am nicio părere, în sensul în care consider că trăim într-o lume liberă, în care fiecare are dreptul să-și aleagă ce se întâmplă în dormitorul lui și o să subliniez, în dormitorul lui. Um, este un subiect destul de delicat, dar sunt de părere că to cu toții suntem liberi să ne facem propriile alegeri, dar um, hai să le menținem pentru domiciliul nostru, pentru dormitorul nostru, pentru intimitatea noastră. Pentru că, până la urmă, viața sexuală se mai numește și viața intimă, și dacă se numește intimă, este pentru că trebuie să rămână în intimitate. Um, e bine să nu ne afișăm nici noi persoanele care facem parte dintr-un cuplu uh, masculin-feminin, nici din alte cupluri, nu ar trebui să ne afișăm pe stradă într-un mod ostentativ. Gata, închei subiectul că sper că am fost suficient de clar. Întrebarea numărul 5. Când crezi că este momentul să începem să vorbim despre educația sexuală cu copiii? Cred că cel mai bun moment este atunci când copilul ne pune întrebări. Nu cred că e cazul să forțăm noi nota și să începem să le vorbim de la 5, 6, 7 ani, pentru că am văzut diverse manuale în care am rămas absolut șocată de ceea ce am văzut acolo. Adică era descris uh, alb pe negru ce se întâmplă la un manual de clasa a doua, a treia. Nu, mi se pare mult prea devreme și nu cred că e cazul. Dar dacă avem o relație bună cu copilul, va și scuzați-mi cacofonia. Uh, va veni el singur să ne întrebe, mami, dar ce înseamnă nu știu ce, dar ce înseamnă nu știu ce? Atunci putem înțelege că uh, fiul sau fica noastră începe să aibă interes către acest subiect. Și atunci cred că e momentul să începem. Nu ne așezăm la o masă și turuim acolo și uite așa, 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 gata, papa, pa, te-am pupat, la revedere, pa. Nu. O luăm treptat, uite, asta înseamnă așa. Probabil, la un moment dat, va veni cu o altfel de întrebare și începem să deschidem acest subiect pentru ca el sau ea să fie pregătiți în debutul vieții lor sexuale. Bun, acestea au fost întrebările de la Sandra. Mai departe. De la Carmen Mariana Badea. Întrebări pentru clip. De ce crezi că în școală nu se pune accent pe educația sexuală? Nu se pune accent din cauza faptului că este un subiect tabu, așa cum spuneam și mai devreme, care vine de acasă, este un subiect ironizat și este ironizat în necunoștință de cauză. Pentru că Cred că mulți adolescenți și-au și dat seama că ar fi fost mai bine să nu mai râdă la orele de educație sexuală, să le fi ascultat la momentul potrivit pentru a nu regreta mai departe diversi pași. Cât de deschisă trebuie să fie discuția cu un adolescent despre asta? Cum o poți iniția? E inițiat dacă vedem că, uh, ficul, ficul, <laughs> că fica sau fiul nostru nu deschide acest subiect și. Considerăm noi că s-ar putea, putea apropia de debutul vieții sexuale la o discuție prietenească. Nu, auzi, Ia vino, vino aici că eu vreau să am o discuție cu tine. Păi deja când ne, ne exprimăm pe acest ton, deja am pus o barieră. S-a creat acea barieră de părinte-copil. Eu știu mai bine, tu nu știi, nu știi nimic. Nu, greșit. Nu știu, mergeți, plimbați-vă și nu începe discuția ceva de genul, eu trebuie să spun nu știu ce, poți să-l întrebi altfel pentru a-l atrage în conversație. Ce părere ai tu despre viața sexuală, despre educație? Auzi, eu, Gigi, dar voi faceți la școală educație sexuală sau ce discutați voi la educația sexuală? Că uite, m-ar interesa și pe mine, că eu și cu ta, că tu, hă, hă, hă. adică duceți discuția într-o zonă amicală. Să simtă că vorbește cu un prieten, nu cu un părinte. Asta mi se pare cel mai important, pentru că atunci el va fi foarte, foarte deschis. Băi. Eu acum vă spun sincer că mi-am aruncat așa o privire pe, pe întrebări atunci când le-am putut aproba. După care nu am mai uitat. Deci astea sunt efectiv răspunsuri care îmi vin pe moment. Următoarea întrebare. De ce crezi că mamele tinere sunt încă blamate? Păi nu știu exact la ce te referi la mamă tânără, la ce vârstă. Mă refer că, mă gândesc că te referi la până în 20 de ani. Pentru că după 20 de ani nu am sesizat să fie nimeni blamat și eu mi-am născut copilul la 23 de ani și nu, nu m-am simțit în niciun fel, dar cred că te referi la undeva zona aia 15, 16, 17 ani. Probabil sunt blamate din cauza faptului că uh, nu au avut parte de, de informație și atunci pot să consider că e inconștientă, că a putut, cum a putut avea acest copil, că de ce nu s-a protejat. Păi poate nu s-a protejat că n-a știut cum să o facă. Și din punctul meu de vedere aici părinții sunt, sunt responsabili. Mai există și altă variantă și aceea este o tragedie și știm cu toții la ce mă refer, că o mamă tânără a putut naște un copil născut dintr-o tragedie, dar din punctul meu de vedere este mult mai de apreciat așa decât să fi făcut un avort. Adică eu o consider o femeie curajoasă, puternică, care s-a gândit la copilul ei înainte de ea și din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Următoarea întrebare. Cum poate recunoaște astăzi o adolescentă un lover boy? Uu, ce întrebare bună! Puh. <laughs> Acum, îți dai seama că eu cu lover boy din ăștia nu prea mai avut tangență, că na, sunt femeie la casa mea. Dar, uh, probabil, nu știu, mă gândesc că au rămas replicile alea de toată jena, au piese, mai și dintr-o sprânceană. Și, uh, nu știu, așa, hai să te invi la un cico, hai să... Și de acolo hai să te să vedem uh, o, un film la mine acasă, deja e clar că domnul respectiv are alte intenții și probabil nici nu te va mai suna a doua zi. Eu recomand să nu vă duceți cu un domn pe care abia l-ați cunoscut acasă la el sau acasă la tine. Nu știu, poate aveți vreun crash. Sau, deci sunt deciziile astea, deciziile astea le poți lua după 25 de ani, 30 de ani, adică da, ești femeie matură, îți asumi, dar la vârste atât de fragede în care o astfel de dezamăgire uh, poți tu să consider la momentul respectiv că e gata pentru tine, viața s-a terminat, uh, că el a profitat de tine și așa mai departe. Aveți grijă la comportamentul bărbaților. Noi ca femei, pot să zic că avem așa un al șaselea simț, ne putem da seama de ce fel de bărbat uh, avem în fața noastră, cu cine interacționăm, dar fiți atente și nu vă lăsați păcălite ușor, că dacă v-a luat o ciocolată și o floare, o să aveți impresia că vai de ce mult vă iubește. Nu, vrea să vă atragă într-un mod ieftin, din punctul meu de vedere. Cum crezi că poate trece o femeie peste o agresiune și cum o poate ajuta societatea? Um, primul pas uh, pentru a trece peste o tragedie de genul ăsta ar fi acceptarea femeii respective, adică ea să accepte că are o problemă din cauza faptului că a suferit uh, o tragedie sau, nu știu, o dezamăgire, uh, ea trebuie să accepte în primul rând. Apoi, următoarea discuție, dacă ea nu poate trece singură peste acest pas, va fi necesară discuția cu un psiholog. Și vreau să vă rog să nu mai aveți impresia sau să nu mai confundăm psihologul cu psihiatru. Da? Sunt două tipuri de medici diferiți. Psihiatru se ocupă de uh, problemele mentale, unde există boli mentale în sensul ăsta, iar psihologul te poate uh, ajuta să depășești momentele grele, prin simple discuții. Deci, dacă te duci la psiholog să n-ai impresia că o să primești vreo pastilă sau ceva, nu. Psihologul își va da seama de unde izvorăște problema, te va duce prin modul în care curge conversația la rădăcina acelei probleme și vei reuși să o înțelegi mai bine, iar asta cred că te va ajuta. Societatea ar putea ajuta astfel de femei prin punerea la dispoziție a câtorva sesiuni cu un psiholog într-un mod gratuit. Știu că probabil asta nu se va întâmpla niciodată, pentru că hei, de ce ar interesa chestiile astea pe cineva, dar asta ar putea fi o soluție. Îmi spune aici, ar fi mai multe de spus în legătură cu acest subiect, dar mă rezum aici. Abia așteptăm clipul din perspectiva unei mame de băiat. Da. Mulțumesc, Carmen, pentru întrebări. Uh, Cati YouTube, cred -t -t mă rog, ai folosit slash folosești anticoncepționale? Dacă da, cum a fost sau este experiența? Ce modificări fizice sau psihice ți-au adus? Da, am folosit din momentul în care am considerat că partenerul meu este unul stabil. Uh, cum a fost experiența? Experiența a fost simplă. În primul rând m-am dus la cabinetul medicului ginecolog. Bună ziua, bună ziua, cioc-cioc, am venit și eu. Astea sunt problemele, facem analizele, recomandați în anticoncepționale. Iar mi-a spus care sunt diferențele, mi-a spus ce mi recomandă și eu am început să le iau și pentru că au fost recomandate de medicul ginecolog, nu am avut nici modificări fizice, nici psihice. Nici nu m-am îngrășat, nici n-am zăbit și nici n-am luat o... Uh, nu am avut modificări psihice din punctul ăsta de vedere. Adică n-am devenit mai sensibilă, n-am devenit isterică, n-am devenit în niciun fel. Am rămas eu așa cum mă vedeți și acum. Îți mulțumesc și ție pentru întrebare. Ok, mai departe, ia să vedem. Gia, Monica, mai, mai pe scurt, mă întreabă La ce vârstă ar fi sănătos să se înceapă viața sexuală for boys and girls? Păi, cum am spus mai devreme, ideal ar fi 18 ani, dar măcar după 16. Și nu o să mai dezvolt subiectul pentru că l-am dezvoltat mai devreme. Sfatul pentru părinți să abordeze acest subiect copiilor, nu să-l ascundă sub cortina rușinii. Am răspuns și la această întrebare. Mai devreme, îți mulțumesc Monica foarte mult. Sabina Rusescu mă întreabă, mulțumesc Sabi, care e cea mai mare greșeală pe care consider că ai făcut-o în ceea ce privește educația sexuală? Păi nu, cred. Știu că nu prea există om fără de greșeală, dar nu vine acum niciuna în minte. Ce... Poate că... Că n-am discutat mai mult acasă, poate, și am încercat să-mi caut informațiile pe net, pe Google, cum face toată lumea, dar da, cred că asta e. Și am mai o vin cu sfaturile astea la voi de a încerca să purtați discuții cu uh, copiii voștri, tot încerc să evit cacofonia asta, dar nu-mi iese, cu copiii voștri sau cu ai noștri, că și eu am, pentru că eu nu am făcut lucrul ăsta. Nu am comis vreo greșeală, mulțumesc Dumnezeu, mulțumesc, mulțumesc, dar de aici pot surveni, surveni probleme și eu vreau să, să împărtășesc lucrurile astea cu băiatul meu, la momentul potrivit, nu vreau să spun cât mai devreme posibil. Așa că s-a nu știu ce să răspund. Nu cred că am făcut nicio greșeală. Nu. Nu. Următoarea întrebare vine de la Ramona Constantinescu ce gel intim folosești. Nu l-am lângă mine și îmi pare rău, pentru asta este jos, dar o să vă spun cum se numește, se numește lactacid cred că l-am luat din farmacia Tei, este foarte bun, nu are, nu are miros, mă pac foarte, foarte bine cu el și cred că îl voi recumpăra în continuare pentru că sunt foarte mulțumită. Apoi, fabinic ceva de genul, după cât timp de relație poți renunța la prezervativ, dacă poți face asta? Poți face asta, bineînțeles că Na, toată lumea renunță la un moment dat, dar m-aș gândi că după ce partenerul tău este unul stabil, adică aveți o relație care este de durată, deja îi știi cu partenerului, poți trece tu la anticoncepționale și poți renunța la prezervativ, dar repet, doar după ce, nu știu, din punctul meu de vedere trec câțiva ani, măcar 2-3, pentru că îți cunoști partenerul, teoretic îți este fidel, Probabil v-ați făcut și niște analize pentru că e bine să ne facem niște analize în cuplu, pentru binele amândurora. Eu nu spun că doar bărbații sunt purtători, purtători de boli, nu, nu, nu. Și noi, femeile, putem fi uh, și este bine să, dacă vedem că relația este stabilă, să ne luăm așa frumos de mânuța amândoi și să mergem să ne facem niște analize pentru a putea fi sigur că putem renunța la prezervativ. Bun, Mihaela Șerbănescu. Mihaela Șerbănescu îmi lasă astfel de comentarii. I-am scrie un roman, vorba cuiva, zici că face un rezumat al clipului. Acum, hai să vedem unde sunt întrebările. Aici, ce părere ai despre faptul că educația sexuală este un tabu în școli, în timp ce social media abundă de mesaje cu tentă erotică? Discrepanța între cele două mi se pare de la cer la pământ. Da. Nu mai insist pe subiectul educația sexuală în școli, m-am referit la el, dar e adevărat că social media este plin, dar plin de bombeuri, de țățeuri și de multe de genul ăsta, pentru că probabil Uh, reprezintă interes, nu e un lucru pe care îl vezi zilnic sau pe care să-l auzi discutat zilnic, și atunci toată atenția adolescentului sau a copilului este îndreptată către uh, chestii de, sau imagini sau informații de acest gen cu tentă sexuală. Bun. Care, uh, doi, care ar fi cele trei lucruri de reținut pe care îi le spune unui elev, student, adolescent, chiar și adult, legate de viața sexuală? Bun. Pă, trei lucruri de știut. Uh, hai să ne referim la elev, student, adolescent, să zicem că nu a început viața sexuală și o să mă refer la 1. Începeți viața sexuală când ești pregătit. Pretty please. Că nu știu cum să mai zic chestia asta pentru că sunt foarte mulți uh, adolescenți, dar mai mult fete, care rămân foarte dezamăgite de prima experiență. E clar că nu au fost pregătite, e clar că probabil partenerul nu a fost nici el pregătit. Așadar, pentru binele vostru, emoțional. Începeți când sunteți pregătiți. 2. Protejați-vă. Deci, asta e un lucru de reținut, atât pentru adolescenți cât și pentru adulți. Protejați-vă. La fel, pretty, please. Iar al treilea. Hm. A, ah, da, uite, al treilea, asta ar fi un lucru bun. Dacă în viața ta sexuală ai o nemulțumire, nu ține pentru tine. Spune-i partenerului. Băi, Vasile, sau cum l-o chema. Băi, nu-mi place chestia asta, sau uite, mie mi-ar plăcea să discutați cu partenerul vostru. Comunicarea este foarte, foarte importantă într-un cuplu pentru că Gigi sau Vasile sau Gigica nu o să aibă de unde să-și imagineze ce-ți place ție. Nu e mai simplu. Adică gândiți-vă că vă duce la un restaurant și um, vine Gigi să-ți comande paste. Bă, dar tu ai fi mâncat o salată, știi ce zic? Adică omul nu are de unde să știe ce ți dorești tu dacă tu nu îi spui? Adică, spre exemplu, înainte să intri în restaurant, uh, iubitul meu, eu astăzi aș mânca o salată. Tu te duci până la baie, domnul îți face comanda pe salată, pentru că tu i-ai spus, i-ai oferit informația că asta îți dorești să mănânci. Așadar, comunicați, să nu vă fie rușine, că până la urmă vă știți până în cel mai mic punct al vostru discutați cu partenerul pentru că dacă discutați, veți avea parte de o viață sexuală foarte, foarte bună și nici unul dintre parteneri nu va fi tentat să caute în altă parte, cel puțin așa sper eu, sau cred eu. Bun, uh, apoi, crezi că există fericire și fără sex? Am luat în calcul aici persoanele singure, dar care simt că sunt fericite chiar și fără o viață sexuală activă. Da. Why not? Există atât de multe gadgeturi în ziua de azi în care uh, te pot face fericit, dar eu cred că pe o perioadă determinată. Omul este făcut să stea alături de alți oameni, adică nu este o ființă solitară, nu. Poți fi fericit dacă ai o pauză de, de la viața sexuală, un an, doi, trei, habar n-am. Poți fi fericit că te poți satisface singur într-o mie de, 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 de variante, ajutat de o mie de gadgeturi. Dar nu știu dacă poate fi la lung. Adică nu știu dacă e pentru lifetime, pentru toată viața. Clar, nu, nu cred. Bun. Cred că, zice aici, cred că eu încerc de fiecare dată să las câte un mesaj mai scurt, dar nu pot. Da. Mulțumesc, Mihaela, pentru întrebări. Mai departe, Silvia Mădălina. Când ar fi indicat să zic așa, să-ți începi viața sexuală? Poate pare prea personal acest lucru, poate ne vei spune când ți-ai început totul. Da. Aici deja intrăm într-o zonă mai personală. V-am spus la început că acest clip nu este vorba despre mine, este vorba despre informații la modul general, iar în debutul vieții sexuale, despre asta am discutat. 16-18 ani. Îți mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Apoi, Izabela Ioana. Întrebări. 1. Cum pot să le explic părinților că viața sexuală se începe când simți, nu după cum zice Biblia? Ai, 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 Macarena. Um. Pe cum? Dacă mai ai luat cu Biblia, este clar că sunt niște părinți care sunt foarte, foarte credincioși și. Uh, um. Se orientează foarte mult după Biblie. Nu vreau să spun că este dificil sau că este imposibil, dar trebuie să știi foarte bine cum abordezi acest subiect. Eventual, dacă părinții tăi au un duhovnic, că există și astfel de cazuri, te poți duce la el și să-l întrebi foarte sincer. Pentru că. sună telefonul. Da, îmi cer scuze. Cum spuneam, te poți duce la duhovnic și să-l întrebi foarte, foarte sincer. Cum ai putea să procedezi în, în cazul ăsta? Pentru că eu cred că te-ar putea ajuta cu un sfat foarte bun din punct de vedere al unei fețe bisericești, cum să le expui părinților tăi acest subiect. Mai mult de atât, nu, nu știu ce să-ți spun, pentru că nu m-am întâlnit cu astfel de, de problemă. Apoi, întrebarea cu numărul 2. Ți-ai dorit să se bage ca materie ora de sexologie, dar nu doar legat de relații intime, bărbați și femei, ci și relații intime din alte comunități. Uh, da. Consider că o informație cu cât mai multă, cu atât mai bine, este foarte important să fim informați, pentru că de foarte multe ori discriminarea apare și din lipsa informației, eventual, sau din cauza unor preconcepții. Ar fi foarte bine să se discute despre acest subiect în școli, pentru a putea fi mai toleranți cu cei din jurul nostru. Îți mulțumesc tare mult pentru întrebări, Izabela. Și cred că... nu, mai avem. Vreau să zic că s-au terminat, dar nu. De la Cristina Preda, pro și contra orelor de educație sexuală în școli. Păi, Cristina, nu pot să am decât părere pro. Contra, nu văd ce ar putea fi. Bine, ar putea fi ceva contra în cazul în care ora de această educație sexuală e ținută de, Doamne ferește, cine știe ce, labil. Și probabil, nu știu, ar putea să se întâmple alte chestii cu elevele din acea clasă, dar nu, asta e o idee, așa. Nu. Contra, nu am absolut nimic decât pro. Cu cât mai educați suntem de la vârste fragede, cu atât mai bine. Ei da, și cu asta chiar cred că am terminat. A, ah, nu, uite de la Simona. Mai am o întrebare care mi-a dălsat-o în privat. Ce părere ai despre cupa menstruală? Mm, N-am nicio părere pentru că nu am folosit-o. Sincer, nu pot să-ți spun. Nu, nu știu, chiar nu știu ce să-ți spun. Pa, pare ok, dar nu știu, chiar nu știu ce să-ți răspund sincer la această întrebare. Și apoi ce părere ai despre jucăriile sexuale? Băi, am o părere bună, sincer. Pentru că, nu știu, probabil te scot din rutină. Mi-a atras ceva atenția. Te scot din rutină, adaug așa cumva, poate sare și piper Vieții tale sexuale alături de partenerul tău, nu știu, nu văd nimic rău în a folosi jucării sexuale. Că nu ne place să vorbim despre asta sau că nu recunoaștem că le folosim e o altă chestie. Că în rest găsești magazine de specialitate la toate colțurile, adică mai ceva ca magazinele alimentare. Ele sunt folosite de foarte mulți dintre noi, cu toate că probabil nu recunoaștem și nu văd de ce. De deci ce ar trebui să fie și asta un subiect tabu. Ce faci la tine în dormitor te privește pe tine și pe partenerul tău, faceți ce vă trece prin cap atâta timp cât vă simțiți amândoi bine, bineînțeles. Bun, A, ok, aici am răspuns. Ia să vedem, mai avem ceva? Nu, am terminat. Nu știu ce durată va avea acest videoclip, habar n-am, dar sunt foarte mulțumită că am reușit să-l fac. Din ce observ până acum, sunt mulțumită de material. Sper să vă fie util să găsiți informații pe care probabil nu le-ați găsit în altă parte. Dacă mai aveți întrebări, încercați să mi le lăsați și eu vă voi răspunde. Și da, cu asta am încheiat, că oricum cred că este foarte lung. Mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc că ați ajuns până aici, în cazul în care ați făcut-o și abia aștept să ne revedem data viitoare. Smile! Bye!